Salutare și bine te-am găsit! Uite, ne-am decis să îți arătăm o lecție din cursul Online Texting, mai exact prima lecție, ca tu să-ți faci o idee și să știi mare la ce să te aștepți în cursul ăsta. Așa că, fără să mai stăm la dume, îți dorim vizionare plăcută și entuziasm ca să privești lucrurile atent și cum trebuie. Iată că suntem la prima lecție, desigur, cea mai importantă. Da? Vom vorbi în sfârșit despre ceea ce îți doreai să auzi, profilul tău. Da? Ne referim strict la profilul tău de Instagram momentan, dar aceleași principii pot fi folosite la profilul de Facebook, de Tinder, de Badoo. Okay? Ideea este simplă. Profilul tău reprezintă mai multe lucruri, cum ar fi în primul rând stilul tău de viață, stilul tău vestimentar, cine ești tu ca persoană, ce anume pot eu să înțeleg despre tine, mesajul pe care vrei să îl transmiți. Okay? Gândește foarte bine la ceea ce am spus chiar acum. Profilul tău ar trebui să vândă foarte bine imaginea ta, personalitatea ta, lucrurile în care crezi. Așa că primul lucru pe care ți-l recomand chiar acum, scoate telefonul, mergi pe Instagram, o să o facem împreună, și mergi pe profilul tău. Și în manieră lipsită de orice ego, vreau să te privești în ochi, în profilul ăsta tău și să-mi spui ce anume vezi tu la el, ce anume înțelegi tu când te uiți la profilul tău, da? Așa că, de exemplu, ne uităm la mine, iar la mine văd din start că sub poza care, apropo, iese în mega evidență, poza de profil strict vorbim aici, singura poză pe care o vede cineva în momentul în care, nu știu, vede un story sau apare la feed sau mă rog, ea trebuie să fie mega clară. În general este foarte bine să folosești culori. Este foarte bine să fie de profil, asta înseamnă cam până aici și atât. Nu tu în picioare undeva departe, pentru că nu înțeleg absolut nimic. Trebuie să fie cât mai concisă la față, pentru că primul lucru pe care îl vede un om este fața ta, că vorbim de bărbat sau de femeie. Bun, acum că am lămurit treaba asta. Jos trebuie să înțeleg cu ce anume te ocupi sau care este mesajul pe care vrei tu să-l transmiți. Când eu trebuie să înțeleg super rapid ceva despre tine. Ești fotograf, ești asistent medical, ești dentist, ce anume ești, trebuie să înțeleg ce ești. Așa că la mine vezi CEO fără Sens TV, adică sunt liderul companiei. Orice om s-ar întreba ce naiba e fără Sens TV, ok, nu înțeleg, dar omul e CEO, înseamnă că da, este proprietarul unei companii, liderul a unei companii. Bun, mergem mai jos, model și actor. Pentru că într-adevăr am fost model 4 ani și acum că fac poze și la cum mi-o ard, sunt un oarecare model. Actor pentru că sunt pasionat de actorie și am făcut și actorie în trecut relativ puțin, dar îmi place, dă bine. Iarăși, apropo, nu trebuie neapărat să fie o onestitate maximă, pentru că tu nu cauți să te căsătorești mâine, probabil. Iar dacă cauți să faci asta, sigur vei avea discuții intense cu femeia din viața ta, căreia vei comunica anumite aspecte. Deci poți acolo să și pui influencer, lifestyle vlogger, fashion vlogger, toată lumea o face. Nu înțeleg ce n-ai face și tu. Câtă vreme, desigur, ajută la misiunea ta de a transmite un mesaj clar. Pe care mai jos la mine vedeți că am YouTube, pentru că da, fac YouTube, adică fără sens, ok, pot să-l caut pe YouTube, îl găsesc. Bun. Mai jos avem dezvoltare personală. Asta face omul, dezvoltare personală, seducție, ok, am înțeles. După care colaborări, în cazul în care cineva e interesat, am un e-mail. După care am un link spre un produs, pentru că în fond eu fac marketing la produsul acela. Deci eu zic că, fără să ne uităm la pozele mele, se înțelege din start, foarte clar, cam cu ce mă ocup și cam de la ce anume să te aștepți de la omul ăsta. Când vezi dezvoltare personală, te aștepți să aibă un mental destul de ridicat. Când vezi că a fost model și actor, te aștepți oarecum imaginea lui să fie aceea, să și-o vândă la un nivel oarecare. Pe care mergem mai jos și începem să ne uităm la poze. După cum vedeți, sunt tot felul de poze, în tot felul de posing interesante, dubioase chiar. De ce? Pentru că, în primul rând, cum am spus, profilul reflectă personalitatea ta. Personalitatea ta nu poate, deci în fiecare poză tu nu ai cum să apari doar într-o poziție sau doar în poziții de-astea mega simple. Trebuie să te joci puțin, trebuie să fii creativ, trebuie să arăți că ești creativ, ești distractiv mai ales. Așa că un sfat pe care l-am din start la voi, o chestie pe care nu o aplică foarte mulți oameni, este să-ți faci poze, în primul rând, din cele mai ciudate unghiuri posibile, din cât mai inedite unghiuri posibile. Să vezi, să te distrezi, să vezi unde duce chestia asta.
Fă tot felul de poze, la modul într-o zi mi-am făcut o poză punând efectiv camera în frigider, ca să înțelegi, și să mă prindă cumva, deoarece era la un nivel dubios, mă ajuta unghiul și mi se plăcea cum se vedeau gen rafturile astea și structura pozei, ok? Poate că pare banal, poate că pare stupid, dar poza aia mi-a plăcut tare mult. Și asta este doar un exemplu. Sunt o grămadă de oameni care folosesc tot felul de GoPro-uri, le pun în pahare, în piscină, pe sub piscină. Lumea deja a devenit creativă. De ce să nu faci și tu pasul ăsta? De ce să nu să întreci puțin limitele normalului? Permite-ți să fii creativ. Uitându-ne la poze, iarăși, pe lângă tot felul de poziții dubioase, vrei să înțelegi ce anume îmi place mie foarte mult. Deci, trecând la următoarea observație, profilul tău ar trebui să reflecte nu doar personalitatea ta, dar și pasiunile tale cele mai aprinse. Așa că, dacă tu faci toată ziua poze în care stai pe canapea sau stai în pat sau stai în fotoliu sau stai la o masă, nu prea înțeleg anumite chestii despre tine, cum ar fi ce anume iubești să faci, ce anume îți place, care ar fi locurile pe care le vizitezi, unde îți place foarte mult să ieși, care este pub-ul favorit. Toate chestiile astea ar trebui să apară pe profilul tău. Okay? Așa că, în următoarele poze am să țin un pahar de vin roșu în mână, pentru că reflectă ideea că îmi place vinul roșu, dar sunt poate o fire romantică, o fire profundă. Într-o altă poză am să țin o carte în mână, pentru că îmi place să citesc și vreau să arăt lumii că, băi frate, asta e, într-adevăr face parte din rutina mea, sunt un om citit și îmi place să mă dezvolt. În altă poză am să-ți arăt că merg la sală, lucrez foarte mult la corpul meu, dau doi bani pe aspectul meu fizic, așa că femeia din star va avea anumite așteptări când vede pozele astea. Îmi place să beau ceva elegant, să am un stil de viață mai pe ideea de lux. Ok, am să arăt chestiile astea. Nu vrei să ascunzi absolut nimic. Nu vrei deloc să-ți fie rușine cu ceea ce faci. Poate ești pictor, îți place să pictezi. Poate e doar un hobby. Arată partea asta din tine, pentru că ghiși ce? În general, femeile se bagă ele în seamă cu mine la anumite poze de acest gen. Îți bat pariu pe cât dorești tu că dacă eu mâine îmi fac o poză unde țin o pensulă în mână și pare că pictez ceva, mai multe tipe îmi vor scrie. Diverse abordări vor avea și asta este interesant. Încep ele să facă game pe mine în loc să faci tu pe ele. Eu asta vreau să te ajut cu cursul ăsta, să înțelegi odată și pentru totdeauna ce înseamnă să atragi lucrurile în viața ta. Nu vreau să mai fiu ăla care aleargă mereu după atenția lor. Ok, fac o pauză. Asta nu înseamnă că n-am să te învăț rutine prin care le deschizi, prin care intri pe ele, prin care le combini în două minute să-ți vină în pat și așa mai departe. Nu te ferezi de chestiile alea faine, stai niște. Vreau doar să mă asigur că implementez puțin din stilul ăsta de viață alfa, de a atrage lucrurile în viața ta ca un magnet, nu de a alerga întotdeauna ca o formă de disperare. Mergând mai departe, voiam să subliniez faptul că pozele tale, apropo, ar trebui întotdeauna să fie făcute de fotografi. Investește în fotografi. Caută un tip pe care l-am, sunt mulți fotografi beginner la început, da, care ăștia nu taxează prea mult, îți iau 20 de lei, 50 de lei maxim pe ședință foto, dar îți scot poze destul de bune, să știi. Adică ce ar trebui tu să faci este să cauți niște tutoriale pe posing. Vom face și noi unul pentru tine în acest curs, vei ști exact cum să pozezi, însă pentru a fi mai creativ și pentru a ajuta fotograful care e începător și nu știe, asta ai putea tu să faci, să ai tot felul de concepții ale pozelor pe care le dorești, să le știi dinainte ce vrei să faci, să știi deja outfit-urile pe care o să le porți, da? te interesezi la alți influenceri pe Instagram, în fashion mai ales, poți să intri chiar pe profilul meu să te interesezi de costumații și vrei să ajuți fotograful respectiv din start prin a-i da tu indicații, nu el ție. Iar aici este o situație win-win, îi dai niște bani, te ajută, îi dai puțin în primul rând, îți dă niște poze, vezi câte îți dă. O altă idee ar fi să nu îți faci prea multe poze într-un singur outfit, aș merge pe 3 maxim, băieții care sunt băieți mari și au bani mult peste noi, ăia și-o ard numai cu o poză într-un outfit, dar asta înseamnă că ești mega bogat sau ai foarte mult timp pe mâna ta. Eu consider că dacă poți, dacă ai putea să-ți faci doar 3 poze pe un outfit și 3 poze într-o locație, mai ales, este foarte important să fii creativ, să schimbi locațiile, pentru că dacă, și posing-ul mai ales, pentru că dacă toate sunt în picioare cum stai tu lângă o perdea, e la modul, bă, nimic nu este diferit, nu le posta. Nu le posta că nu are sens, alegeți una. Și atunci fă 3 creative într-un outfit în locuri diferite dacă poți. Sau măcar posing-urile sau ideea pozei să fie diferite.
O altă observație pe care o am, creează o poveste din poze, atenție. Mulți se gândesc că, bă, da, hai să-mi fac o poză de Insta, ridică telefonul, face un selfie sau îi spune fotograful, hai, fă-mi o poză, mersi tare mult. Nimeni nu se gândește să explice povestea prin poze. În alte cuvinte, după cum vedeți aici, avem o masă în față cu un whisky, iar în fața mea sunt mai multe lucruri, cum ar fi o vază de flori, o masă cu nu știu ce minuni pe acolo. Ei, eu aș putea să-mi fac o poză sau să-i spun colegului, fă-mi și mie o poză, te rog frumos, așa. Dar pot să fac patru într-o singură postare. Pot să fac patru și fac un carusel de, de postări, așa se numește pe Instagram, și îți arăt în felul următor. Îți arăt o poză cu Jack-ul pe masă, următoarea cu floarea, cu o carte, să spunem, pe care eu o citesc, iar pe masă acolo subtil, poate am, nu știu, dau un exemplu, am un pachet de prezervative și un clopoțel care zice Ring for Sex. După care îți arăt poza cu mine, ok? Înțelegi povestea de la mijloc? Ăsta e bărbatul care a venit, s-a relaxat la un pahar de whisky, după care a citit cartea lui favorită în colț acolo lângă planta lui, poate preferată, după care subtil pe o masă era o cutie de prezervative și un clopoțel Ring for Sex. Deducem automat, clopoțelul ar fi putut fi sunat de o gagică care se află dincolo în dormitor. În poză voi include dormitorul pe fundal blurat. Observi ce am făcut? Ți-am spus o întreagă poveste în patru poze. Și la modul, e foarte misterios, e foarte bad boy și arată că ești atent la detalii și știi să concepi o poveste. Dacă tu știi să descrii o poveste doar folosindu-ți imaginația cu câteva obiecte de prin casă sau un parc sau unde ești tu, automat femeile vor fi mult mai intrigate de chestia asta. Pe lângă toată treaba asta, ce mai înțeleg din caruselul ăsta de poze? Lifestyle-ul tău. Ok, îți place whisky-ul, ești un bărbat elegant, după care citești o carte, îmi place rutina ta, după care e urmată de sex, cum ar trebui să fie urmată de altfel, după care te văd și pe tine. Conectez toate chestiile astea și îmi place maxim ce văd. Pe lângă toate chestiile astea, ultimul aspect pe care vreau să îl subliniez este faptul că ar trebui să fii întotdeauna atent la trenduri. Ok? Am să fiu sincer cu tine, am niște poze în care porn niște Adidas albi, ceva mai ieșiți din comun. Ție nu or să ți se pare comun pentru că ești probabil din generația asta și se poartă acum. Însă, în realitate, ăsta este un trend, un trend cu care eu nu eram neapărat familiarizat sau care mi-ar fi plăcut, pentru că eu, după cum vezi, sunt un tip care mi-o arde elegant. Îmi place foarte mult eleganța. Prin urmare, în general, am o antipatie vis-a-vis de orice fel de Adidas, pentru că asta îmi place mie, pantofi, nu e genul meu. Însă, acolo se duce trendul și în momentul în care arăți oamenilor că ești în trend, e la modul că ții pasul cu moda. Multă lume are așteptările astea. Multe femei vor remarca faptul că ești pur și simplu la modă. De aceea mulți bărbați, care cel puțin au fost căsătoriți sau mai știu eu ce, rămân oarecum în urmă și se întreabă de ce ăștia tineri sau ăștia care apar acum le cuceresc femeile, apropo. E vorba tocmai de asta, că e înțolit omul, e nou, e la curent cu moda, e în pas cu fashion-ul, cu trendul. Deci ar trebui întotdeauna să fii atent la chestiile astea, iar dacă vrei mai multă vizibilitate, dar și mai multă agreabilitate, să te agreze societatea mai mult, ar fi să urmezi treaba asta cu moda. Adică dacă apare o pereche de pantofi care, vezi, Doamne, toată lumea e la modul, mamă, se face mult hasă, să zic, se vorbește mult despre chestia asta, ar trebui să-ți cumperi și tu o pereche. Nu neapărat că urmezi oile, ci pur și simplu ești în pas cu moda. Înseamnă că, frate, asta este agreat acum de societate, asta place lumii. Dacă tu rezonezi cât de cât, atenție, ar trebui să-ți cumperi. Dacă ți se pare extra penal, cum ar fi, nu știu, apăruse la un moment dat o modă foarte dubioasă, cu niște pălării dubioase, mi-am amintesc și acum, nu puteam să rezonez sub nicio formă cu aia. Atunci, da, nu mă definește, n-aș putea pentru că mi se pare caragios, mi se pare că mă fac de căcat, știi? Așa că, dacă rezonez cât de cât și spui, ok, pot să înțeleg de ce moda o ia în stilul ăsta, în direcția aia, poate nu e chiar elegant, dar e pe stilul gangster și pot să fac ceva creativ, atunci am să o fac, pentru că arată din nou faptul că sunt atent la trend, la fashion, știu clar că am și interesele proprii, voi capta mai multă atenție, voi fi mai agreat de tipe și le va plăcea, poate le dau chiar un motiv să se bage în seamă. Eu asta am observat în momentul în care urmăream trendurile, cu care nu eram neapărat de acord, dar le urmăream și totuși știam să le creez în așa fel încât să mă mulez bine pe ele și să îmi dau un plus imaginii, mai multe tipe se băgau în seamă, mai multe tipe îmi dădeau like-uri decât de obicei. Și asta pentru că de obicei un trend care abia apare e și ceva mai costisitor decât cel care este deja, cum ar veni. Adică Adidas aia costă cu un 50-60 de lei, 100 de lei mai mult decât ăștia care sunt deja. Și atunci denotă și ideea că, bă, nici neapărat un bărbat zgârcit, îți permis să cheltui, vrei să investești în tine, îți mai schimbi imaginea. Așa că este foarte important să fii atent și la trend. Repetând, recapitulând oarecum tot ce am spus în video ăsta, gândește-te foarte bine ce ai vrea să reprezinte profilul tău. Pentru că, atenție, nu trebuie să te iei după mine, după ce spun eu aici, nu trebuie să te iei după mai știu pe care îi cunoști. Nu, gândește tu
simplu pentru tine ce vrea să reprezinte. Care este mesajul pe care tu vrei să-l transmiți fără să-mi spui ceva, ok? Fără ca tu verbal să scoți o vorbă cu mine. Eu, femeia care te plac sau mă uit acum pe profilul tău să înțeleg cine ești sau colega ta de muncă pe care ți-ai dorit toată viața ta să o impresionezi, iar astăzi ai luat Insta, o v-ați dat follow și știi că ea primul lucru se va uita pe profilul tău să înțeleagă cine ești, gândește ce ai vrea să-mi transmiți, ce ai vrea ca eu să înțeleg despre tine și gândește cum pui în ordine aceste idei, repetând, menționând pasiunile, evidențiind lucrurile care îți plac. Și vreau să mai adaug, apropo, un tips la treaba asta înainte să închidem, am amintit chiar acum, este faptul că majoritatea oamenilor apelează la descrieri de căcat. Descrierile sunt foarte, foarte importante. Descrierile reflectă cine ești tu cu adevărat, lucrurile în care crezi. Ce fac marea majoritatea oamenilor? Intră pe Instagram chiar acum. Toți apelează la citate care sunt acolo pe Google, de obicei scrise de nu știu ce înțelept. Nu e neapărat o problemă asta, problema este că tu intri acum chiar în hora oilor proaste care doar copie chestiile astea și problema e că oi proaste din cauza că astea sunt niște principii înțelepte, morale, la care tu vrei să faci impresia că apelezi și crezi în ele, însă în realitate tu nu apelezi la ele, tu doar le scrii, tu pentru o secundă îți iei o emoție faină, zici că bă da, aleg să cred în asta, voi activa din punctul ăsta de vedere de azi înainte, însă nu vei face asta. Adică doar folosește principii în care nici măcar nu crezi. Majoritatea oamenilor fac asta. Scriu lucruri în descriere în care nici măcar ei nu cred. Și de ce? Apropo, nu că nu cred. Este mai degrabă pentru că ei nu le înțeleg. Pentru că tu, ca să înțelegi anumite principii folosite de Sigmund Freud, folosite de Shakespeare, folosite de mai știu care, man, tu trebuie să ai un nivel mental foarte sus acolo, să înțelegi ce a vrut el concret să spună. La Freud sunt multe chestii la care rămâi în cap. Îmi zici, bă, ce a vrut să zic cu omul ăsta? Și după ce poate sapi adânc 3 luni, îți dai seama la un moment dat și rezonezi cât de cât, dar iarăși îți dai seama cât de cât, nu în totalitate. Mentalul tău trebuie să fie foarte sus ca tu să înțelegi într-adevăr complexitatea lucrurilor spuse de acești înțelepți, Osho și mai știu o care, da? Ca apoi tu să le pui pe hârtie, da, pe profilul tău de Instagram și apoi tu să-mi arăți că într-adevăr le aplici în viața ta și în fiecare zi acționezi din punctul ăla, din frame-ul ăla. De asta spun, ok, dacă vrei să faci asta, n-am să te jude, nu e o problemă, poți să o faci, dar măcar fii deștept. Ca tu să arăți altfel față de majoritatea, gândește-te la o povestioară, poate din viața ta sau poate pe care o creezi acum, care cumva te aduce de fapt la concluzia evidențiată de Osho sau Gandhi sau mai știu eu pe cine știi tu. Deci înainte să spui că știi, toată viața mea am crezut că XYZ, nu. Dacă ăsta e citatul exact așa cuvânt cu cuvânt, gândește la o experiență din viața ta care rezonează și este asemănătoare cu asta. Știi, a fost o vreme când am crezut în persoane că XYZ, dar mi-am dat seama că la final de zi, după ce am luat acțiunea respectivă și mi-am dovedit XYZ, toate persoanele au ajuns să... Deci, vezi, am făcut o povestioară prin care am ajuns eu de fapt la concluzia aia. Și nu știu dacă ai văzut, am și eu câteva citate de genul, însă ajung la ele printr-o oarecare povestioară. Nu ajung așa din neant și nu sunt copiate doar așa, blat pe blat. Este foarte importantă chestia asta. Așa că îți recomand să mai vezi odată clipul ăsta, sunt multe lucruri menționate, multe lucruri la care deja ar trebui să te gândești, multe acțiuni pe care ai putea să o iei chiar acum. Și doar în momentul în care mesajul tău pe un caiet este mega clar despre ce vrei să reprezinte profilul tău, strategia despre cum vei face să reprezinte chestia asta profilul tău, abia după cred eu că poți să mergi la lecția următoare. Sperăm că ți-a plăcut clipul și că ți-ai luat valoare și înțelegi deja cât de fain e și dacă ești interesat să vezi mai multe, ai cuprinsul mai jos în descriere să înțelegi exact ce conține cursul și la ce anume să te aștepți și desigur așteptăm să ne lași un feedback în comentarii, să ne spui cum ți s-a părut prima lecție. Te salut!